Spun seara bună și pacea Domnului. Poate ați văzut între noi și fețe mai noi. Spun și eu un bun venit celor pe care nu i-am mai zărit sau nu ne-am cunoscut așa mai de aproape. Și mă bucur să spun că avem din sud de la Gorei, veniți, și din nord de la Balbriggan. Mulțumim frumos pentru încrederea pentru seara asta. Textul ales este în concordanță cu lecțiunea pe care am avut-o în săptămâna ce s-a scurs, însă nu este un text de acolo, în sensul în care, de obicei, când vorbim despre hula împotriva Duhului Sfânt, mergem la Matei 12. De data aceasta am ales un text din 1 Ioan, la capitolul 5, unde sunt spuse niște lucruri care par normale și totuși dacă le citești încă o dată și punctezi anumite lucruri de acolo, să zici, wow, stai un pic, ce scrie de fapt aici? 1 Ioan, capitolul 5, versetul 16 și 17. O să-i dau citire pentru cine nu are Scriptura. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viață pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte? Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. După umila mea știință și poate și altora, orice păcat duce la moarte. E așa? Dacă citesc textul încă o dată, Ioan îmi spune că există păcate care nu duc la moarte și există păcate care duc la moarte. Și atunci, prima ispită care îmi vine, n-ați putea să ne spuneți păcatele care nu duc la moarte? Ca să le săvârșim. Vârtos, te bucuri de viață, că nu duc la moarte. Și să ne le spune și pe alea care duc la moarte. Oricât ar fi prețul, plăcere, neplăcere, măcar să știm, băi, asta duce la moarte și gata. Și dacă ni le separați pe astea două, fericire n-ai că câtă vrei. Puteți da câteva pagini înapoi la Iacov 1:15. O să vă frunzăresc un pic prin Scriptură, ca înainte de a aborda textul să creăm așa un cadru un pic mai larg. Iacov 1:14-15. Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Care păcat? E generic. Păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Romani, capitolul 6, sunt două versete acolo foarte importante. Romani, capitolul 6, versetul 16 și apoi 23. 16 le spune așa. Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați? Fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Uitați-vă apoi la versetul 21. Ce roade aduceați atunci când trăiați în firea pământească? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Versetul 23. Fiindcă plata păcatului
este moartea. Care păcate? Despre care păcate e vorba în Iacov, în Ioan? Este generic. Păcatul aduce moartea. Se reia ideea prezentată de Dumnezeu încă din Eden. În ziua în care veți mânca, veți muri. N-au murit în ziua aceea pentru că a intervenit un alt har, dar sfârșitul a fost moartea. Mai deschideți o dată acum înapoi în 1 Ioan. Ușor, ușor vă aduc înapoi la textul de la care am pornit. 1 Ioan, capitolul 1. După ce Iacov ne spune că păcatul aduce moarte, după ce Ioan ne-a spus că este păcat care duce la moarte, după ce Pavel ne-a spus de asemenea că plata păcatului este moartea, 1 Ioan 1 cu 9 scrie așa: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice. Orice nelegiuire. Observați cum se șterge cu buretele tot ce a fost înainte. Păcatul zămislit aduce moartea. Ați făcut roade care în final duc la moarte. Plata păcatului este moartea. Și acum vine Ioan cu buretele și zice, dacă vă mărturisesc păcatele, poate să se șteargă orice nelegiuire. Mai rămâne vreuna care duce la moarte? Mai dați câteva pagini și ne reîntoarcem la capitolul 5. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 11. Care este opusul morții? Viața. Care este viața? 1 Ioan 5 cu 11. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viață. Cine n-are pe Fiul, n-are viață. Și uitați-vă și la versetul 20. El este Dumnezeul adevărat, despre Iisus Hristos e vorba. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Vedem alternativa. Păcatul duce la moarte, primirea Domnului Hristos aduce viața. Și acum vreau să recitim textul lui Ioan, versetele 16 și 17. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viața pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte? Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. După ce am făcut circuitul acesta, aș vrea să vă întreb, care este păcatul care duce la moarte? Și care este cel care nu duce la moarte? Cel înfăptuit și ții de el acolo, te va duce la moarte. Și la viață? Cel înfăptuit și mărturisit și lepădat, că aici intervine marea noastră bubă. De făcut facem, de mărturisit mărturisim și după aia iar îl facem. Și atunci trebuie să vedem unde e diferența între ții de el, că îți place, că vrei așa, sau ții de el. Că îl faci o dată, de două ori, a treia oară, a zecea oară. A fost vreo cină în care n-ați avut păcate de mărturisit? Aș putea să întreb dacă e vreo seară în care să mergem la culcare așa, ce sfânt am fost azi.
Haideți să reluăm textul. Băieți, l-aș vrea afișat pe ăsta. 1 Ioan 5 cu 16. Ca să-l analizăm un piculeț. Pentru că dacă îl citim doar așa din prima, e destul de ermetic. Hai, perfect. Care este primul cuvânt? Dacă. Dacă nu înseamnă că e așa, ci s-ar putea să. Este un potențial. Vede. Vrea cineva dintre noi să fie cineva pe lumea asta? Era odată un soi de glumă așa. Vrei să fii cineva? Păi aș vrea și eu să... Căutăm și noi pe cineva să ducă gunoiul. Despre cine o fi vorba acolo? Dacă vede cineva, trebuie să vadă pastorul păcatele în biserică? Trebuie să le vadă prezbiterul? Trebuie să le vadă cine? Nu ne-a pus pe nimeni, nu ne-a pus nimeni pe vreunul dintre noi să fim cineva care să aibă rolul. Stai să monitorizezi acum, ia, ce face ăla, ce face ăla, ce face ăla. Și Ioan o pune, oameni buni, dacă vede cineva și îl vezi pe unul că păcătuiește, ce bine e să spui la altul. Care-i pasul pe care ne-l spune? Dacă vede cineva pe fratele său, observați, nu e vorba de păgâni. Ioan nu la păgâni se referă aici. Că unii săvârșesc păcate de moarte și alții nu. Ci e vorba de ceva în biserică. Da? Vii la biserică sau trăiești în comunitatea asta a bisericii și vezi pe fratele tău săvârșind un păcat. Care-i pasul următor? Ce ai de făcut? Să-l bârfești? Să-l critici? Să-l judeci? Să te rogi. Și noi sărim imediat la care o fi păcatul de moarte, care nu e, fără să vedem până ajung acolo. Stai un pic. L-am văzut pe fratele meu că a păcătuit. Primul pas ar fi să mă rog Domnului, să zic, Doamne, iartă-l pe fratele, ajută-l, luminează-l, deschide ochii, intervin în viața lui cumva. Ce fel de păcat săvârșește fratele? Sau sora, da? Am citit mai multe versiuni și în unele este așa, dacă vezi pe fratele sau sora, săvârșind un păcat care nu duce la moarte, roagă-te și Dumnezeu îi va da viață. Cam ce fel de păcat, deci, văd la fratele, mă rog și Dumnezeu îi va da viață? Așa. Spune că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor neamurilor să se pocăiască, tuturor oamenilor să se pocăiască. Ce fel de, la ce păcat? Hai concret așa, putem puncta vreun păcat anume? Îl văd pe fratele meu că săvârșește un păcat care nu duce la moarte. Care e el? Păi ce facem acum? Da, ok. Putem filtra un pic lucrurile, că am fost și noi între frate, e păcat să bei cafea? Dau așa un exemplu. De cine m-a pus pe mine să judec lucrul ăsta? Eu nu beau că nu beau. Dar dacă m-ai întrebat, e păcat să mănânci seara? Sau să mănânci mai mult? Sau... Cred că am mai discutat lucruri de felul ăsta. Cine sunt eu sau cine ești tu să... Biblia spune clar niște lucruri. Dar
Pe mine mă interesează acum ce păcat săvârșește fratele ăla. Eu mă uit la păcatul lui, văd că este un păcat care nu duce la moarte și să mă rog Domnului mai departe. Hai să mai încercați un pic. Ok. Sunt cazuri când faci ceva fără să conștientizezi lucrul despre ceva. E bine, dar nu despre asta e vorba. E bine că, într-adevăr, sunt oameni care săvârșesc păcate, nu-și dau seama. Dar ce am discutat noi înainte, ați spus altceva, și anume că păcatul mărturisit este iertat. Okay. Așa. Bârfa, spre exemplu. Perfect, perfect. Oameni buni, noi cel mai adesea suntem păcătoși fiecare și vedem cum cădem, ne împiedicăm. Și vine fratele și zice, băi, am greșit. Ce faci mai departe după ce ai păcătuit? Mărturisești păcatul. Cauți să nu-l mai faci. Și cauți să-ți îndrezi viața, despăgubești pe păgubit, dacă a fost ceva de felul ăsta, să îndrepți lucrurile, să te împaci cu el. Și tu care ai fost păgubit sau altul pe care îl vezi păgubit, intervină acolo, roagă-te pentru cazul respectiv și Dumnezeu îi va da viață. Acum o să vă duc dincolo. Da. Se roage și Dumnezeu îi va da viață. Dacă el se întoarce, se pocăiește, se regretă, și tu ca frate nu te rogi pentru el, ai văzut ce nu mai poate fi. Da, vă rog să nu uitați cadrul un pic mai mare. Cine a zis că e viața? Mai sus și mai jos de versetul ăsta, ni se spune cine are pe fiul, are viața. Deci omul acela, după ce a păcătuit, după ce se pocăiește, îl primește pe Hristos, va primi viața. Dacă ești cineva. Să știți că textul, am verificat și câteva comentarii, textul poate fi citit și așa. Să se roage și Dumnezeu îi va da viața acelui cineva care să o împărtășească mai departe altuia. Adică mă va face pe mine în stare să-i prezint omului aceluia pe Hristos și să primească și el viața mai departe. Sau este varianta directă, Dumnezeu îi dă lui viața. Ambele sunt ok. Doar așa ca perspectivă, una este că Dumnezeu îți dă viața direct și alta ți-o dă ca să o dai și tu mai departe, să-i vestești și lui Evanghelia. Dar vreau să vă întreb acum pe partea cealaltă și poate o mai clarificăm un pic pe prima. Dacă a săvârșit un păcat care duce la moarte, ce să faci atunci? Păi pentru cine este mai rogi atunci? Cum să nu te rogi pentru el?
Vă scriam pe mesaj, o soră, eram în altă țară, și o soră m-a întrebat, frate, bărbatul a plecat cu alta, să mă mai rog pentru el sau nu? Și exact la textul ăsta m-a dus. Uite textul. Bărbatul meu a plecat cu alta. Și acum eu nu știu ce să fac. Nu ți interzice. Ce fel de îngăduință lasă Ioan aici când zice nu-i zic să se roage pentru asta? Păi zi-mi, frate, pe față. Ori să mă rog, ori să nu mă rog. Zice, eu nu zic să nu mănânci. Păi dacă e otrăvită, zi-mi să știu. Dacă e bună, iarăși zi-mi să știu. Tu îmi zici, nu zic dacă să mănânci sau să nu mănânci. Mă, tu știi ceva? Ați auzit de liberul arbitru? Liberul arbitru înseamnă voință liberă pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Sunt oameni care se roagă ani de zile pentru mama, tata, copii și mai departe. De ce nu intervine Dumnezeu mai repede? Sau de ce nu intervine deloc? Pentru că la mijloc este implicată libera alegere a celuilalt. Eu pot să mă rog toată viața pentru tata să se pocăiască și tata să nu vrea. Toată viața. Nu vrea. Ce să ne mai facem? Partea mea este să mă rog Domnului și Domnul în ziua aceea îmi va arăta că a făcut tot ce se putea face pentru omul respectiv, dar că omul acela s-a opus cu totul. Ați văzut vreodată filmul Bruce Almighty? Dumnezeu pentru o zi. Bruce Almighty. E comedie cu Jim Carrey. Cred că l-am văzut de 6-7 ori. Că îmi place. N-am voie să zic că să vă recomand filme, dar ca idee. În filmul ăsta, actorului nu-i merge nimic, nu-i se leagă nimic. Și e supărat pe Dumnezeu rău de tot. Și la un moment dat îi se pare că numai el e bun și toți ceilalți sunt împotrivă, inclusiv Dumnezeu. Și apare Dumnezeu într-o zi și zice, auzi măi Bruce, m-am hotărât să-ți dau puterile mele ție. Ia-ca, na. Ia puterea mea de Dumnezeu. Poți să faci ce vrei tu, ai puteri să miști cum vrei, ce vrei, orice. Doar două lucruri n-ai voie. Cine l-a văzut filmul, mai știți care erau cele două pe care n-avea voie să le spună? Să nu spui că ești Dumnezeu, să nu știe nimeni. Și a doua, you don't mess with the free will. Da? Nu te bași cu bocancii în viața omului și îl conduci tu. Marea lui problemă este că iubita lui are o diferență cu el și el nu știe cum să aduce luna mai aproape, se străduie, face toate lucrurile, doar îl iubește și asta nu. Și el e blocat la nivelul ăsta, nu poți să intru în viața ei să-i lucrezi la liberul arbitru. Ea alege dacă mă iubește sau nu mă iubește. Ei bine, în Biblie există de nenumărate ori prezentat cadrul acesta în care omul este lăsat liber să aleagă. Primul caz îl mai țineți minte, Adam și Eva. Poți să mănânci după voie sau poți să nu mănânci. Spre sfârșitul Bibliei, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. E lăsată libertatea, nu ești predestinat să mori. Nu ți se blochează cazul, ci tu alegi, teme-te de Dumnezeu și dă-i slavă, căci a sosit ceasul judecății, urmează să fim judecați. Suntem încă liberi să alegem. Și omul nu vrea.
Nu vrea. Ce faci cu el mai departe? Hai să vă prezint alte două cazuri biblice. Iarăși aș zice un pic ciudățele. Dați câteva pagini la 2 Ioan. Sau cred că doar o pagină. Eu am altă versiune. 2 Ioan, capitolul 10, versetul 10, pardon, că este un singur capitol. Este vorba despre învățători mincinoși care vin în biserică. Cum să te porți cu el? 2 Ioan, versetul 10. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Păi mai ești creștin sau nu? Vine X cu niște învățături și noi ca creștini să deschidem ușa, să-l primim, să ascultăm învățătura, să judecăm toate lucrurile, să păstrăm ce e bun, cam așa știm. Dar uite că Ioan, același apostol al dragostei, al îngăduinței, zice, dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura asta, jap, ușa în nas. Să nu-l primiți în casă. Pe cine? Să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit, căci cine îi zice bun venit se face părtaș faptelor lui rele. Ia verificați un alt caz în 1 Corinteni, capitolul 5. Mai știți cam ce probleme erau prin Corint? Nici pe la păgâni. Nu se întâmpla așa ceva. Și înainte de prima epistola lui Pavel către Corinteni, a mai fost una. Știați că au fost mai multe epistole către Corinteni? Hai să vezi acum, Ana. 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 9, zice așa. V-am scris în epistola mea, pe care, că asta e prima. Observați? Noi avem pe asta 1 Corinteni. Și el în 1 Corinteni le zice, v-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii. Le-a fi scris acolo, oameni buni, noi suntem oameni aleși, să nu fie curvari, să nu cutare. Ce au înțeles ei de acolo? Ei au înțeles, păi dacă patronul meu e curvar, Pavel mi-a zis să n-am nimic de a face cu el. Dacă patronul meu fură, să n-am nimic de a face cu el. Dacă face acte false, să nu cuta. Dacă face cine știe ce, să nu. Și acum Pavel își dă seama că ăștia n-au înțeles cum stăteau lucrurile. Și reia și zice așa. V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii, însă n-am înțeles cu curvarii lumii acesteia sau cu cei lacom de bani sau cu cei hrăpăreți sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Te duci la mănăstire dacă nu vrei să ai de-a face cu nimeni care mai face vreo șmecherie pe lumea asta. Te duci la mănăstire și stai acolo. Și el zice, ar însemna să ieșiți din lume. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau defăimător sau bețiv sau hrăpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Se leagă cu textul nostru cu păcat care duce la moarte și păcat care nu duce la moarte? Gândiți-vă bine. Într-o parte zice, când vin de ăștia, închizi ușa în nas, nu discuți cu ei, out. Din coace ne zice, cu de ăștia care zic că sunt frați și ei încă fac lucrurile astea, să n-ai nicio legătură. Și versetul 13 zice, dați afară din mijlocul vostru pe răul acela. Încă vă mai țin un pic așa de tensiune. Hai să vă dau alte două cazuri, ușor mai luminătoare. Anania și Safira își vând moșioara.
vin și aduc banii la picioarele apostolilor și apostolii îi prind cu minciuna. Ce ar fi fost normal să facă apostolii? Frate Anania, mătăluță, vrei să ne păcălești? Noi știm de la Duhul Sfânt că ai mințit. Hai să ne rugăm pentru tine, ca să-ți ierte Domnul păcatul, să primești viața și să trăiești mai departe. Asta au făcut? Nu. Și întrebarea e, de ce? Petru l-a luat imediat. Pam, pam, pam. Ai mințit pe Duhul Sfânt, n-ai mințit pe oameni, n-ai mințit pe Dumnezeu, Anania, puf, cade, mort. Vine și Safira. Săraca e văduvă, nici nu știe. Același lucru, moare și ea. Și întreb, de ce nu s-au rugat ucenicii pentru ei? Că noi suntem creștini. Și îl vezi pe fratele tău că săvârșește un păcat de care? Ce a văzut Petru în ce a făcut Anania și Safira de nu s-a mai rugat pentru ei? Exact. Era un păcat împotriva Duhului Sfânt. Ei n-au făcut-o din greșeală. Ei au făcut-o croiți până la capăt. A fost plănuită. A fost gândit, așa vom face și tu, dacă te întreabă, spui și tu la fel și mergem așa și îi fraierim pe ăștia. Cazul B, la polul opus, este în Faptele Apostolilor, capitolul 7, când cei dintr-o sinagogă sunt supărați tare pe Ștefan. Ștefan le spune, le ține o predică întreagă despre istoria poporului lor, spune Biblia că îi tăia la inimă și scârșneau din dinți. De unde știe Luca să scrie lucrurile astea? Eu pot, spre exemplu, să zic, frații erau un pic cam adormiți așa, le se mai închideau ochii și stăteau destul de moi la biserică. Dar cum ați fi dacă a zice, băi, le-am predicat și îi tăia la inimă? Așa scrie. Azi, nu mă credeți. Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 54. Ștefan le zice, voi care ați primit legea prin îngeri, n-ați păzit-o. Și versetul 54, când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Întrebare, de unde a știut Luca să scrie lucrurile astea? Pot să aud că scrâșnești din dinți. Dar cum pot să știu că te tăia la inimă? Ajungem imediat la el. Uitați-vă la... Citeți mai departe. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ce au făcut ei când au auzit asta? Na. Ei au început atunci să răcnească și-au astupat urechile. Când ați văzut pe unul care își astupă urechile? Na. Păi... Deci, în niciun caz nu voiau să audă hula lui, acum răcneau ca să nu se mai audă nebuniile pe care le spunea Ștefan. S-au năpustit toți într-un gând asupra lui, l-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare,
Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit. Cum se face că Petru nu se roagă pentru Anania și Safira, iar Ștefan se roagă pentru nenorociții ăștia? Observați că ăștia făceau un păcat vârtos, cu pumnul ridicat, croiți, într-un gând, nimic nu i-a mai întors și totuși Ștefan zice, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Era păcat care ducea la moarte sau nu? Era păcat care ducea la moarte și Ștefan se roagă pentru asta. Câți a convertit? El nu știe nici măcar de ăla. Când Ștefan va ajunge în ceruri, se va uita așa un pic și va zice, stai, Doamne, stai un pic, că pe ăsta eu îl știu de atunci. Nu răgnea el așa de tare ca el alți, dar era acolo. Și Dumnezeu face, Ștefane, hai să-ți arăt ce a făcut individul ăsta. Tu îl știi de Saul, dar milioane de oameni îl știu de Pavel. Uite, după ce tu te-ai rugat lucrurile astea, în sufletul lui a început să schimbe ceva. Și după o vreme i-am vorbit, m-am întâlnit cu el pe drumul Damascului, s-a pocăit și mai departe a dus lucrarea ta la niște cote inimaginabile. Domnul Iisus are doi ucenici, amândoi îl trădează. Și despre unul dintre ei, Domnul Hristos spune așa, în rugăciunea pe care o face către Tatăl, spune, eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. De ce nu s-a rugat Domnul Hristos pentru Iuda? Tare așa, să avem o rugăciune scrisă aici. Sau pentru Ana și Caiafa, sau pentru Pilat, sau pentru Irod. De ce ucenicii, spre exemplu, când a murit Ștefan, n-au zis, hai să îl înconjurăm un pic, ne rugăm pentru el și înviază? De ce Pavel avea un spin în coaste care îi făcea probleme? De ce Timotei avea o problemă, mai țineți minte? Cu stomacul. De ce zice Pavel în altă parte că l-am lăsat pe Trofim, parcă, bolnav în cutare loc? Păi nu era Pavel bun să se roage acolo și să îl vindece? Observați că sunt anumite lucruri care merg până la un punct, după care nu mai merg. Domnul Hristos nu apare nicăieri în Scriptură și nimeni nu apare în Scriptură rugându-se pentru convertirea lui Satana. Ați sesizat vreodată lucrul ăsta? Nu există așa ceva. Păi de ce nu? Acum știm să spunem așa. Dar dacă mamei lui Hitler i s-ar fi spus, avortează-l pe ăsta? Cum? Zi-o tare. Să-i fi spus Dumnezeu mamei lui Hitler, femeie, pruncul din burta ta, din pântecele tale, o să aducă o nenorocire pentru milioane de oameni. L-ar fi crezut? Și Dumnezeu lasă liberă arbitru, libera alegere fiecare. Dar despre Petru știți ce scrie? Care a fost în aceeași situație, s-a lepădat de Domnul Hristos. Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești
pe frații tăi. De ce pentru Petru s-a rugat și pentru Iuda nu scrie nimic? Păi vedeți, spunem despre Domnul că știa, dar noi știm? Că noi, din textul lui Ioan, trebuie să știm că pentru unii ne rugăm și pentru unii nu ne mai zice să ne rugăm. Mă uit și la ceas, mai am un singur text și apoi dăm dezlegarea. În Exodul, capitolul 32, evreii își fac un vițel de aur. Moise este sus pe munte, poporul știe deja poruncile, dar ei își fac un vițel de aur. Exodul 32, versetul 7. Domnul a zis lui Moise, scoală-te și coboară-te, căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o poruncisem eu și au făcut un vițel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe și au zis, iată Israele, Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Domnul a zis lui Moise, văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Acum, lasă-mă, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și îi voi mistui, dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Ce ispită? Sau ce ocazie, ce șansă ai? Mor toți ceilalți, rămâi tu și de acum tu devii un nou Avraam din care să se facă un neam mare. Versetul 30, coboară Moise la popor. A doua zi Moise a zis poporului, ați făcut un păcat foarte mare. Am să mă sui acum la Domnul, poate că voi căpăta iertare pentru păcatul vostru. Observați ideea din Ioan, nu-i zic să se roage. Adică nu-ți garantez că dacă te rogi, vei și obține răspunsul respectiv, în anumite cazuri. Poate că voi căpăta iertare pentru păcatul vostru. Moise s-a întors la Domnul și a zis, ah, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare și au făcut un Dumnezeu de aur. Iartă-le acum păcatul. Dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Moise își iubește atât de mult poporul încât zice, dacă îi distrugi pe ăștia, vreau să mor și eu odată cu ei. Nu trebuie să ajung eu un neam mare fără ei. Și Dumnezeu îi răspunde într-un fel foarte interesant. Pe cel ce a păcătuit împotriva mea, pe acela îl voi șterge din cartea mea. Adică Dumnezeu știe foarte clar să facă deosebirea între unii și alții. Și în capitolul 34, versetul 6, Dumnezeu își prezintă cartea de vizită și ne spune cum este El în realitate. Nu cum percepem noi, ci cum este El în realitate. 34:6. Domnul a trecut pe dinaintea lui Moise și a strigat. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Când eu îl văd pe fratele meu, care dacă e frate, s-a botezat în biserica asta și a mărturisit păcatele, a mărturisit care e viața prin Hristos, a lepădat păcatele acestea. Și când îl văd acum că se întoarce la păcatele alea și se dă frate mai departe, ce mai pot să-i zic? Ce mai pot să fac pentru el? Să îl rog pe Domnul ca să nu-l socotească vinovat? Despre asta este textul din Ioan. Hai să mai spun o dată și altfel. Dacă eu îl văd pe fratele meu că a păcătuit, și lui îi pare rău de păcatul acela și se întoarce la Domnul, să mă rog și eu pentru el și Domnul îi va da viață. Asta este rugăciunea de mijlocire, este ceea ce trebuie să facem pentru frații noștri. Nu să-i bârfim, ci să discutăm cu ei, să ne rugăm împreună cu ei, să le ținem brațele, să-i ridicăm. Dar dacă îl vezi pe fratele tău, ca ăla din Corint,
ca celălalt din Ioan. Unul care se dă șmecher, care el se dă frate, dar face păcatul așa, pe față. Ce jertfă mai este pentru el? Ce altceva mai poate fi făcut pentru el? Când el știe exact că Domnul Hristos a murit pentru el și el o ține pe a lui mai departe, cu pretenția că este frate. Atunci Ioan zice, nu vă zic să vă rugați pentru asta. Pentru că dacă vă rugați, nu înseamnă că Dumnezeu vă va răspunde. Că tu ce-i ceri Domnului? Să-i dea viață, să-l socotească nevinovat. Păi dacă el e vinovat și dacă el știe că e vinovat și tot o face și tot vrea să o facă și una este păcatul pe care îl facem uneori din neputință. Știi că nu e bine, te strădui, cazi, te ridici, cazi, da? Și alta este păcatul de răzvrătire cu pumnul. Una este păcatul lui Petru și altceva este păcatul lui Iuda. Așa că atunci când citim textul din Ioan, dacă vedem pe fratele nostru că a săvârșit un păcat care nu duce la moarte, adică un păcat pe care și l-a mărturisit, în dreptul căruia cere ajutorul Domnului Hristos, să ne rugăm și noi pentru el și Dumnezeu îi va răspunde și îi va da viață. Dacă vedem însă pe altcineva care o ține pe a lui mai departe, care se dă Dumnezeu pe pământ, care el le știe pe toate, acela săvârșește hula împotriva Duhului Sfânt. Despre asta este și lecțiunea. Și Ioan spune, nu vă zic să vă rugați. Poate Dumnezeu va interveni, nu știu, cum a fost la Ștefan cu Pavel. Poate, o fi, dar putea să nu fie. Important este să nu îi cerem lui Dumnezeu să facă lucruri care nu se fac și peste care nici el nu trece, cum ar fi liberul arbitru. Dacă omul acela nu va vrea, Dumnezeu nu-l va forța. Putem să ne rugăm noi oricât am vrea. Nici Domnul Hristos nu a făcut-o. Dar pentru alte persoane, primul lucru și singurul lucru spre care suntem îndreptați este să ne rugăm pentru ei. Pentru că Dumnezeu este plin de îndurare, milostiv, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Ne-a socotit odată pe toți cei vinovați, nevinovați, când l-a dat pe Domnul Hristos pentru noi. Dumnezeu a făcut tot ce trebuia făcut pentru noi. De acum avem și noi partea noastră. Să întinzi mâna și să primești. Să privim spre Golgota, cântam la începuturi. Avem făgăduința că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte orice nelegiuire. Este buretele care șterge tot. Și atunci vă invit ca fiecare dintre noi să fie atent la viața Lui și să nu meargă împotriva Domnului știind că nu e bine ce face. Și să ne întoarcem la Domnul, să ne mărturisim păcatele. El ne le va ierta.